Vă salut, dragi prieteni, mă numesc Alex și astăzi vom vorbi despre servicii secrete. Nu putem vorbi însă despre serviciile secrete dacă nu știm în mod concret ce este unul și să aflăm de asemenea și istoria. Un serviciu secret este un organ de stat care este specializat în linii mari în domeniul de culegeri, verificări și valorificări a informațiilor necesare cunoașterii, prevenirii și contracarării oricăror acțiuni care constituie în conformitate cu legile în vigoare ale statului orice amenințări la adresa siguranței naționale. Această istorie a serviciilor secrete se pierde în negura timpului, existența lor mergând în paralel cu dezvoltarea armatelor și cu nevoile acestora de a dispune de informații cât mai exacte din interiorul liniilor inamice. Cele mai vechi practici ale spionajului își găsesc originea în perioada Antichității din Vechiul Egipt. Unele consemnări hieroglifice se referă la culegerea de informații cu ocazia operațiunilor comerciale și la folosirea agenților pentru localizarea populațiilor inamice care urmeau să fie cucerite. În Egipt sunt folosite pentru prima oară aceste sisteme de codificare a mesajelor și cerneluri simpatice. În Biblie se relatează în Cartea Genezei că Moise a trimis 12 agenți, printre care Caleb și Iosua în orașul Jericho din Canaan, unde trăiau diferiți seminții ce puteau periclita existența poporului evreu. Tot potrivit cărții sfinte, Dalila, aflat în slujba regelui filistenilor, a fost însărcinată de acesta să afle secretele puterii lui Samson. Acum ne putem referi și la opera lui Homer, unde găsim relatări cu privire la episoade de spionaj ce pot fi găsite în Iliada, în Cântul 10, unde sunt descrise trimiterea de spioni în tabăra dușmană și unele acțiuni de diversiune și dezinformare. Conducătorul spartanilor Lisandru folosește primul sistem de transmitere în secret a informațiilor, care utilizează o formă timpurie de scriere secretă, pe tăblițe de lemn acoperite cu ceară pentru a-și avertiza concetățenii de o invazie persană. Caius Iulius Cezar menționează în cele 7 cărți ale lucrării de Bello Gallico utilitatea folosirii agenților secreți în cadrul campaniilor militare și în organizarea legiunilor sale. Conducătorul roman a fost și în posesia unui sistem de cifrare, ulterior cunoscut sub denumirea de alfabet al lui Cezar, bazat pe substituirea literelor. În Imperiul Roman, practica spionajului era deosebit de dezvoltată, iar operațiunile sub acoperire au constituit o parte indispensabilă a politicii romane. Încă din secolul 1 după Hristos este menționată existența unei poliții secrete și agentes in rebus cu atribuții contrainformative. Împărăteasa Teodora a Bizanțului organizează o rețea de informatori în interiorul și exteriorul Imperiului. Serviciul de informații creat de Teodora a exercitat o anumită influență asupra organizării unor asemenea organisme în epocile ce au urmat. Printre primele mențiuni despre existența și utilitatea serviciilor secrete poate fi amintită chiar în Arta Războiului, scrisă de Sun Tzu în urmă cu 15 secole. Acesta a descris în detaliu rolul spionilor și modul în care aceștia acționează, precum și recrutarea acestora. Așadar, Sun Tzu a spus în felul următor în Arta Războiului: spionii sunt oameni inteligenți, dotați, prudenți și capabili să-și curească un drum către aceia care, în tabăra inamicului, sunt intim cu suveranul și membrii nobilimii. Astfel ei sunt în măsură să observe mișcările inamicului, să-i cunoască acțiunile și planurile. Odată informați asupra situației reale, se întorc să ne informeze. Sun Tzu a fost un strateg din China antică, iar în Arta Războiului a subliniat necesitatea de a te înțelege pe tine însuți și dușmanul prin informații, identificând diferite roluri: informatorul secret sau agentul, agentul de penetrare și agentul de dezinformare. Sun Tzu a evidențiat nevoia unei metodologii și a remarcat rolul contrainformațiilor, al agenților dubli și al războiului psihologic. Așadar, ne îndreptăm privirea spre India secolului al IV-lea, înaintea erei noastre, unde Chanakya a scris în Arthashastra, un manual de management statal și economie politică, oferind o metodologie detaliată a colectării, prelucrării, consumului și operațiunilor de informații ca mijloc indispensabil pentru menținerea și extinderea securității și puterii statului. Regele David al IV-lea al Georgiei, la începutul secolului al XII-lea, a folosit spioni pentru descoperirea conspirațiilor feudale și infiltrarea în locații cheie. Aztecii foloseau comercianți și diplomați cu imunitate pentru spionaj. Francis Walsingham a fost primul european care a folosit metode de spionaj moderne în Anglia elizabeteană, ajutându-se de experți în diferite domenii.
În secolul al XVIII-lea s-a înregistrat o extindere dramatică a activităților de spionaj. În Franța, sub regele Ludovic al XIV-lea și sub conducerea cardinalului Mazarin, s-a înființat un sistem de informații bine organizat. Pentru a face față războaielor cu Franța, Londra a stabilit de asemenea un sistem elaborat pentru a aduna informații despre Franța și alte puteri. În timpul Revoluției Americane, generalul american George Washington a dezvoltat cu succes un sistem de spionaj pentru a detecta locațiile și planurile britanice, fiind numit primul spion al Americii. În perioada războiului civil american, Alan Pinkerton a operat pentru prima dată o agenție de detectivi, servind apoi ca șef al Serviciului de Informații al Uniunii în primii ani. Imperiul austriac a fondat Evidence Bureau în 1850 ca primul serviciu permanent de informații militare. Departamentul topografic și statistic al TNSD a fost înființat în cadrul Oficiului Britanic de Război ca o organizare de informații militare embrionare. Ministerul francez al războiului a autorizat crearea la 8 iunie 1871 a lui Deuxième Bureau, un serviciu însărcinat cu efectuarea cercetării asupra planurilor și operațiunilor inamice. În Germania, mareșalul Helmut von Moltke a înființat o unitate de informații militare, Abteilung, a statului major general german din 1889, care și-a extins în mod constant operațiunile în Franța și Rusia. Ufficio Informazioni del Comando Supremo din Italia a fost înființată permanent în 1900 după înfrângerea Rusiei în războiul ruso-japonez din 1904-1905. Serviciul militar rus fiind reorganizat sub secția 7-a, a celui de-al doilea comitet executiv al Marelui Sediu Imperial. În Marea Britanie, biroul Secret Service, ulterior cunoscut și sub denumirea de OSS, înființat în 1909 ca prima agenție independentă și interdepartamentală, care deține în totalitate controlul asupra tuturor activităților guvernamentale de spionaj, a fost împărțit între un serviciu extern și unul de contrainformații în 1910. Odată cu izbucnirea primului război mondial din 1914, toate puterile majore aveau structuri foarte sofisticate pentru instruirea și manipularea spionilor și pentru prelucrarea informațiilor obținute prin spionaj. În această perioadă s-au căutat și perfecționat tehnici moderne pentru a obține informații militare, pentru a comite acte de sabotaj și pentru propagandă. Două metode noi pentru colectarea de informații au fost dezvoltate pe parcursul războiului: recunoașterea aeriană și fotografierea și interceptarea și decriptarea semnalelor radio. În timpul celui de-al doilea război mondial, la ordinul lui Winston Churchill, s-a elaborat un plan de instruire a spionilor și sabotorilor sub comanda SOE, executivul de operațiuni speciale, și în cele din urmă va implica Statele Unite în facilitățile lor de formare. Filiala Cercetare și Analiză a OSSS a reunit numeroase cadre universitare și experți care s-au dovedit a fi deosebit de utili pentru a oferi o imagine de ansamblu foarte detaliată a punctelor forte și a punctelor slabe ale efortului de război german. MI5 din Marea Britanie și FBI din SUA au identificat toți spionii germani și i-au transformat în agenți dubli, astfel încât rapoartele lor către Berlin au fost de fapt rescrise de echipe de contraspionaj. FBI a avut rolul principal în contraspionajul american și a adunat la loc toți spionii germani în iunie 1941. Contraspionajul a inclus folosirea unor agenți pentru a dezinforma Germania nazistă cu privire la toate punctele de impact în timpul Blitzkriegului și izolarea japonezilor în SUA împotriva programului japonez de spionaj în timpul războiului. În perioada războiului rece, Uniunea Sovietică a avut un succes deosebit în introducerea spionilor în Marea Britanie și Germania de Vest, dar a eșuat în Statele Unite. NATO, pe de altă parte, a avut de asemenea câteva succese importante. Accentul pus pe intențiile și capacitățile Uniunii Sovietice a dominat gândirea în comunitățile de informații occidentale. În analizarea informațiilor în anii 1950, Walter Le Cure argumentează că capabilitățile și intențiile militare sovietice rămân cel mai important subiect pentru serviciile secrete americane. După încheierea războiului rece, guvernele și agențiile de informații au continuat să utilizeze modelul convențional pentru a evalua amenințările de stat, dar conceptele de securitate s-au îndepărtat de o confruntare extrem de militarizată între adversari cunoscuți și a crescut îngrijorarea față de amenințările nestatale mai greu de identificat.
Actorii nestatali au devenit amenințări strategice, conceptul de terorism strategic fiind implementat și dezvoltat imediat după atacurile din septembrie 2001. Bruce Berkowitz argumentează că au existat acțiuni teroriste și în trecut, dar Bin Laden a fost primul care a folosit terorismul strategic pe scară largă împotriva unei superputeri. Globalizarea și mobilitatea oamenilor și tehnologiei au avansat actorii nestatali. Iar directorul CIA, James Woolsey, a declarat Comitetului Camerei Reprezentanților pentru Securitatea Națională din SUA că este ca și cum am fi luptat cu un dragon mare timp de 45 de ani, l-am ucis și am ajuns într-o junglă plină de șerpi otrăvitori și șerpii sunt mult mai greu de urmărit decât a fost dragonul vreodată. În 2007, Jonathan Evans, directorul general al Serviciului de Securitate al Regatului Unit, MI5, a descris amenințarea teroristă ca fiind cea mai imediată și cea mai acută amenințare pentru pace în istoria serviciului meu de 98 de ani. Publicațiile guvernamentale din țările dezvoltate, după atacul din 11 septembrie 2001, au reflectat un consens ca serviciile de informații sunt esențiale pentru prevenirea atacurilor în masă. În prezent, în Statele Unite există 17 agenții federale care formează Comunitatea de Informații a Statelor Unite. Agenția Centrală de Informații utilizează Serviciul Național Clandestin, NCS, pentru a colecta informații și pentru a efectua operațiuni sub acoperire. Agenția Națională de Securitate, National Security Agency, colectează informații din semnale. Inițial, CIA a condus USIC. În urma atacurilor din 11 septembrie, Biroul de Informații Naționale, ODNI, a fost creat pentru a promulga schimbul de informații. Michael Goodman consideră că, deși colectarea și analiza informațiilor nu este un fenomen nou, studiul academic al acesteia este, cel puțin, un domeniu emergent. Ciclul informațional este considerat, în general, ca fiind format din 5 etape: planificarea și direcționarea, colectarea, prelucrarea, analiza și diseminarea. Punctul cel mai important din ciclul informațional este considerat cel al analizei. Mike McConnell afirmă că serviciile de informații pot ajuta la informarea și formarea deciziilor doar dacă informațiile sunt prelucrate prin mintea unui analist. Astfel, Strategia Națională de Informații a Statelor Unite susține necesitatea de a întări expertiza analitică, metodele și practicile, să se folosească expertiza oriunde se găsește și să exploreze opiniile analitice alternative. Arthur Hulnick susține că comunitatea de informații trebuie să dezvolte o cultură analitică a secolului 21, care să difere de analiza intuitivă convențională din trecut. Denotat este efortul lui Rob Johnston de a dezvolta o taxonomie a analizei inteligenței, argumentând că serviciile de informații necesită metodologii pentru a consolida domeniul analizei. David Singer afirmă că în prezent amenințarea constituie principalul obiectiv al agențiilor de informații, această idee fiind argumentată de Ken Robertson în efortul său de a defini inteligența, definiția lui fiind următoarea: amenințări, stări secrete, colectare, analiză și scop. Cel mai important dintre acestea este amenințarea, deoarece fără amenințări nu ar fi nevoie de servicii de informații. Carl von Clausewitz, în opera Despre război, definește activitatea informativă ca fiind tot felul de informații despre dușman și țară, baza, pe scurt, a propriilor noastre planuri și operațiuni. Un studiu al culturii analitice a stabilit următoarele definiții în consens. Prima fiind aceasta: activitatea informativă este o activitate secretă de stat sau de grup pentru a înțelege sau a influența entități străine sau naționale. Altă definiție, legată de analiza de informații, constă în aplicarea unor metode cognitive individuale și colective pentru a cântări datele și de a testa ipotezele într-un context sociocultural secret. Erorile informative sunt inexactități factuale în analiză care rezultă din datele insuficiente sau lipsa lor. Eșecul informativ este o predicție eșuată rezultată din ipoteze incorrecte, lipsă, respinse sau inadecvate. Stephen Maren ia în considerare două motive pentru eșecul dezvoltării teoriei serviciilor de informații, primul fiind faptul că nu s-a ajuns încă la un context cu privire la definițiile care sunt precursorii formulării teoriei și doi, deoarece activitatea de informații este un domeniu aplicat, practicienii fiind în principiu împotriva teoretizărilor.
Activitatea informativă poate fi considerată ca fiind procesul prin care anumite tipuri de informații sunt solicitate, colectate, analizate și diseminate și modul în care sunt concepute și desfășurate anumite tipuri de acțiuni secrete. Berkowitz echivalează comunitatea de informații cu cea a unei birocrații clasice, caracterizată printr-o planificare centralizată, operațiuni de rutină și un lanț ierarhic de comandă, manifestat în ciclul informațional tradițional asemănător unei linii de asamblare. Activitatea de intelligence este mult mai mult decât informație. Este o cunoaștere care a fost special pregătită pentru circumstanțe unice ale clientului. Cuvântul cunoaștere evidențiază necesitatea implicării umane. Sistemele de colectare a informației produc date, nu inteligență. Numai mintea umană poate oferi acel ceva special care dă sens datelor pentru cerințe diferite ale clienților. Procesarea specială, care definește parțial informațiile, este colectarea, verificarea și analiza continuă a informațiilor care ne permit să înțelegem problema sau situația în termeni acționând și apoi adaptând un produs în contextul circumstanțelor clientului. Dacă unul dintre aceste atribute esențiale lipsește, atunci produsul rămâne informație brută mai degrabă decât informație prelucrată, zis și intelligence. În analiza informațiilor, specialiștii disting trei tipuri de produse informative. Informații operaționale, care asistă și direcționează colectarea sau investigația în mod continuu, unde analistul este de obicei parte a echipei de investigare finalizate prin memorandumuri, planuri operaționale și rapoarte de stare, și suporturi analitice vizuale, cum ar fi diagrame, infograme, imagini vizuale, etc. Informații curente, care contextualizează instantaneele unui eveniment sau problema unui client sub formă de text. Informații strategice, care oferă clientului estimări și sau avertismente prin prezentarea unor analize de termen mediu și lung privind natura, dinamica și impactul unui eveniment sau problemă. Unul din primele episoade consemnate privind existența unui serviciu de spionaj bine la punct al domnitorilor români este consemnat în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, al cărui serviciu de contraspionaj a furat scrisorile cavalerului Burgund Gilbert de la noi, care venise în Moldova ca spion al ducelui Burgundia, pentru a pregăti terenul unei noi cruciade la începutul secolului 15. În anul 1865, Marele Stat Major a creat, după modelul francez, secția a doua, considerată primul serviciu de informații al armatei române, ca unitate care se ocupă cu culegerea și analizarea informațiilor cu caracter militar. Acum că avem o cunoaștere teoretică cu privire la contextul istoric al serviciilor de informații, vom continua prin a analiza sistematic toate serviciile de informații cunoscute nouă. De asemenea, sursele informațiilor le veți găsi și în descrierea clipului. Vom continua acum cu primul serviciu de informații. În continuare, vom vorbi despre Stasi, serviciul de informații din Republica Democrată Germană. Stasi este o prescurtare în limba germană curentă de la Das Ministerium für Staatssicherheit, care a fost serviciul secret și poliția politică a fostei Republici Democrate Germane. Abrevierea oficială a denumirii acestui minister a fost MFS. Stasi era pe de-o parte serviciul secret al RDG, sau zis securitatea, având atât în interiorul statului cât și în străinătate, agenți operatori, iar pe de altă parte era autoritatea statului de cercetare și analiză a așa numitelor contravenții politice. Avea principala sarcină de a supraveghea permanent și de a oprima oponenții politici cu scopul menținerii la putere a Partidului Unificat Socialist al Germaniei. Stasi folosea pentru aceasta și metode de intimidare, teroare și chiar torturare a celor care luau o poziție critică față de guvernul și partidul conducător. Această organizație a fost înființată la 8 februarie 1950 cu scopul oficial de a fi scutul și spada partidului SED, promotorul așa ziselor idealuri socialiste în RDG. În afară de Stasi, în RDG a mai funcționat și Serviciul de Informații și Spionaj al Armatei Populare Naționale, Administrația Spionajului Militar, Trupele de Grăniceri, toate acestea fiind subordonate direcției principale numărul 1, Hauptabteilung a Stasi, și controlată de aceasta. În Germania actuală există încă din 1990 funcția de comisar de stat pentru cercetarea și valorificarea actelor acumulate și arhivate de fostul Stasi, numit Comisarul Federal pentru Arhivele Stasi.
El conduce oficiul de stat numit pe scurt Stasi Unterlagenbehörde, prescurtat BSTU. Scurt înainte de reunificarea Germaniei din 1990, o bună parte din aceste arhive a fost distrusă în ultima clipă de către angajații RDG, cu intenția ștergerii urmelor. Cu toate acestea, partea salvată încă este foarte voluminoasă. În 2011 a ieșit la iveală că în acest oficiu erau angajați cel puțin 47 de foști informanți ai Stasi de pe vremea RDG-ului, care au reușit să-și ascundă fosta ocupație să se infiltreze în structurile noi democratice. Un studiu arată că, printre altele, ei nu pot fi concediați așa cu ușurință din motive legale. Oficiul pentru gestionarea arhivei Stasi a fost o premieră în lume și un exemplu pentru state cu trecut totalitar, moștenirea poliției secrete redegiste devenind parte a arhivei federale, fiind pe viitor aproape invizibilă. Este pentru mulți simbolul revoluției pașnice din defuncta RDG, care a avut loc în 1989, deschiderea a milioane de dosare întocmite de Ministerul pentru Securitatea Statului, denumirea acestui minister fiind desigur o măsură clinică de camuflaj, pentru că instituția în cauză, sub denumirea de Stasi, a făcut crime odioase. După prăbușirea RDG, lumea a devenit martorul unui experiment fără precedent. Moștenirea Stasi, nefiind ferecată în fișetul cu otrăvuri, ce a devenit accesibilă tuturor. S-a dorit astfel ca mai ales milioanele de victime ale unui regim abuziv, aflat la putere decenii la rând, să aibă șansa de a se elibera de povara trecutului. Victimele au putut în sfârșit a găsi răspuns la întrebări chinuitoare, precum cine m-a supravegheat și turnat, colegi de muncă, vecini, prieteni, poate chiar membri ai propriei familii. În cel mai bun caz, cei care au avut de suferit au putut face pace cu ei înșiși și poate și cu dușmanul lor atât timp nevăzut. Fortăreața Stasi a devenit o casă a ușilor deschise. Pentru a stinge acest țel ambițios, în multe cazuri irealizabil, militanți pentru drepturi civice au luat cu asalt, după prăbușirea regimului SED, centrala Stasi din Berlin și anexele sale din întreaga țară. Aceasta fiindcă angajații poliției secrete comuniste lucrau deja zor la ștergerea urmelor, din fericire majoritatea dosarelor au putut fi salvate, iar acest act de curaj civic, admirabil și fără precedent, are ceva de poveste și la 30 de ani de la întâmplarea faptelor, fortăreața Stasi devenind această casă ușor deschise. Oficiul pentru studiul dosarelor Stasi a devenit un soi de loc de pelerinaj pentru politicieni și cercetători din toate colțurile lumii, în care au domnit câteva dintre aceste tenebre ale dictaturii. Vizitori din țări africane, asiatice sau latinoamericane au vrut să învețe din felul în care germanii tratează acest trecut, profesorii lor fiind, până în vara anului 2021, și anume a anului trecut, foști militanți pentru drepturi civice din RDG. Aceștia erau însărcinați federali aleși de către Parlament, care au conferit funcției lor mai mult decât legitimitate democratică, i-au conferit valoare recunoscută, recunoștință și satisfacție, și evident puterea asupra demonii trecutului. Toate acestea lipsesc pe viitor, dosarele Stasi rămânând în continuare accesibile, dar desființarea oficiului presupune și dispariția prestigiului său la nivel internațional. În această lume în care miliarde de oameni trăiesc în continuare într-o dictatură, un oficiu independent de gestionare a arhivei Stasi ar fi fost la fel de important ca și până acum. Acum ne vom redirecționa privirea către obsesia supravegherii a Stasi. Iar dintre sutele de mii de informatori pe care acest serviciu le avea, 8.000 erau elevi și studenți. La început a fost exodul. În primii 10 ani de dictatură, în Germania Federală au ajuns peste 2 milioane de refugiați est-germani, adică 20% din populația RDG. Iar așa au fugit profesori, au fugit medici, au fugit studenți și, prin această extensie, o elită, iar în Germania de Est s-a produs o hemoragie calitativă, spunea Anneli Ute Gabani, politolog și fost raportor al Guvernului Federal pentru Europa de Est. Cei care n-au reușit să fugă au înțeles repede că sunt prizonieri într-o uriașă închisoare, păzită de Stasi, de Ministerul Securității Statului. Dacă înainte de ziderea zidului, o încercare de a trece în Est în Vest era o contravenție, după ridicarea zidului îți punea în pericol viața, spune Maria Nocă, centrul de refugiați Marienfelde. Era de ajuns să spui un gând aruncat într-un colectiv de oameni, nu că pleci, ci că ai dorit să pleci și erai arestat. Iar înainte de a fi arestat, Stasi știa totul despre tine, povestește Helmut Frauendorfer, director adjunct al memorialului Hohenschönhausen, fostă închisoare RDG.
În 1989, la o populație de 16 milioane de locuitori, Stasi lucra cu 91.000 de angajați, 13.000 de soldați, 22.200 de ofițeri și 180.000 de informatori, plus 1.500 de informatori din RFG. Putem spune că această structură urmărea tot și urmărea pe oricine, urmărea orice ar fi putut fi periculos, indiferent dacă exprima în spațiul privat sau în public. Opinii care veneau în dezacord cu linia oficială a statului est-german, spune Daniela Münkel, Institutul pentru Arhivele Stasi. Iar din cei 180.000 de informatori, după cum am spus și anterior, 8.000 erau elevi și studenți. Copiii aceștia erau supuși unor presiuni psihice dure, iar subiectele care erau urmărite cu precădere în mediul studențe sau școli erau dacă cineva din cercul profesorilor s-a exprimat într-un fel negativ față de RDG sau Stasi, spune Anna Rosenthal, Institutul pentru Arhivele RDG. Frică, teroare, suspiciune, cei care spuneau bancuri erau filați, iar religia era abia tolerată. Televiziunea a devenit arma de propagandă din toate punctele de vedere. Problema a început încă după construcția turnului, pentru că s-a observat că lumina soarelui în jurul sferei de metal a turnului întruchipa pe cer o cruce, prilej de ironii nesfârșite la adresa comuniștilor. Berlinezii au denumit turnul drept răzbunarea Sfintei Maria, sau mai sarcastic, răzbunarea Sfântului Ulbricht. După denumirea liderului comunist est-german Walter Ulbricht. Creștinii și ecologiștii erau dușmani ai poporului, membrii bisericii evanghelice erau prigoniți. Keno Versek era elev când a purtat pe palton emblema unei campanii pacifiste organizate de biserică. La școală a venit directorul adjunct la noi, la oră, și a întrebat al cui este acest palton. Am spus al meu. Mi-au spus să desfac, iar eu am spus că nu. Mama mea era chemată la școală. Apoi eram chemat la tot felul de exerciții, să luăm o pușcă, să facem exerciții, iar eu am spus că așa ceva nu fac. Că nu vreau. Și la un moment dat, m-au dat afară din școală. Apoi, în uzina în care m-au băgat, a continuat acest lucru, își amintește Keno Versek, jurnalist fost refugiat din RDG. Documentele Stasi arată că preoții care predicau libertatea erau filați permanent. Unul dintre aceștia a fost Joachim Gauck, care a inițiat după 1990 cercetarea arhivelor Stasi, iar până în anul 2017 a fost și președintele Germaniei. Au fost delegați din rândul tinerilor care mergeau mereu la el, dacă ținem sau nu manifestațiile, și el a fost și atunci un om foarte curajos. Fiecare preot care a spus ceva în biserică a fost clar că a fost urmărit. În orice caz, el în mod regulat a fost chemat la sediul securității est-germane, mai spune Keno Versek. În 1973, liderul Walter Ulbricht a murit, iar a fost înlocuit de către Erich Honecker, iar una dintre primele lui decizii a fost lichidarea micilor ateliere private tolerate până atunci în economie. Tatăl Sabinei Smassing a fost o perioadă arestat, serviciul auto i-a fost închis, iar bunurile sechestrate. Nu conta că o familie cu 6 copii nu se mai putea întreține. Tatăl meu avea o vârstă înaintată, avea 61 de ani. Nu e chiar vârsta la care e ușor să o iei de la capăt. Dar perspectiva de a fi arestați amândoi sau unul dintre ei nu era încântătoare, erau îngroziți, așa că au decis să fugim, afirma Sabin Smassig, fost refugiată din RDG. Prin Berlin era imposibil. În anii 70, zidul devenise impenetrabil. Acest zid trecea exact prin gara centrală din Friedrichstraße. Gara a revenit autorităților est-germane și a fost transformată potrivit celor mai rigide reguli de securitate. Un urs de pluș, semnul pentru fuga spre vest, mama Sabinei a ajuns prima în Germania Federală și a reușit să aranjeze ieșirea clandestină pentru soț și fiicele mai mici. Iată aici, la centrul de refugiați Marienfelde, un urs de pluș a fost jucăria preferată a surorii mele, pe care o primise cadou când am plinit un an, iar ursulețul era semnul nostru ca familie în locul în care ne-am întâlnit cu persoana care ne-a înlesnit fuga. Iar consemnul era ca la acea ceainărie de lângă autostradă, sora mea să țină în mână jucăria, povestește Sabin Smassing. Această persoană de legătură și-a asumat riscul de a conduce sute de kilometri spre Frankfurt cu cei trei refugiați în portbagaj,
pe autostrăzile de tranzit strict supravegheate. Ne-am strecurat din interiorul mașinii în portbagaj și cu cât ne apropiam de graniță, trebuia să fim din ce în ce mai atenți, să nu ni se mai audă nici măcar respirația. Nu prea era aer, nu era decât o geană de lumină. Dar nu ne-am mai mișcat deloc, pentru că știam chiar și la 13 ani și jumătate cât de periculos era ceea ce facem. Sabina a reușit să-și vadă mama după câteva zile, când cei trei refugiați au luat avionul de la Frankfurt spre Berlinul de Vest. În anul următor, după o primă încercare eșuată, doi dintre frații Sabinei au ajuns și ei în Vest. Sora și fratele mai mari erau deja căsătoriți, au rămas însă în Germania comunistă, se temeau pentru familiile lor. Membrii de familie aveau foarte multe de suferit, erau supuși numeroaselor presiuni directe și indirecte, dintre cele directe menționând pierderea locului de muncă sau retrogradarea persoanei în funcție de meseria pe care o avea sau de rangul pe care îl avea la muncă. Prin urmare, carierele lor erau lezate iremediabil și repercursiuni apăreau inclusiv pentru cei care aveau o rudă care depusese o simplă cerere de a pleca în străinătate. Deci numai pentru atât erai luat în vizorul statului est-german de atunci. Simplu fapt de a vrea să călătorești în străinătate, afirmă Daniela Mönkel. Est-germanii înfruntau zilnic lipsuri, constrângeri politice, dar li se cerea să fie fericiți că trăiesc în comunism. Aceste ofense structurale aduse demnității umane, aceste regimuri dictatoriale comuniste duseseră la un fel de șpagat mental între ceea ce oamenii au sperat de la viață și ceea ce exista de fapt. Ori în 1989 acest șpagat a devenit insuportabil, declară Hans Werner Lauck, ambasadorul Germaniei în România. După căderea zidului, nomenclatura a fost îndepărtată din structurile statului și din diplomație a fost pus la punct un sistem de despăgubiri pentru victimele terorii comuniste, iar dosarele Stasi au fost deschise. Nu, deși ofițerii Stasi au venit la noi acasă chiar când știau că sunt singur, dar nu m-am simțit urmărit. Dar ulterior, în anii trecuți, mi-am cerut dosarul Stasi, care este destul de gros, și a trebuit să constat că mulți prieteni m-au turnat, adică au scris rapoarte despre mine. Chiar și cel mai bun prieten al meu m-a turnat atunci când timp de 8 luni aproape zilnic, adică de 3 ori pe săptămână, se ducea la Stasi, acolo la Rostock, și scria note informative mici despre mine, spune Keno Versek. Avem lunar înregistrate în jurul a 5.000 de cereri din partea acestor persoane să-și vadă propriile dosare și sigur reacțiile lor sunt foarte diferite. În mare parte este vorba de șoc, pentru că văd și află din dosarul respectiv că au fost trădați de rude, prieteni, oameni din partea cărora nu s-ar fi așteptat la acest lucru, spunea Daniela Mönkel. Cercetarea arhivelor Stasi de la Berlin a slujit ca model unor instituții similare din alte țări foste comuniste și a început chiar în anul 1990. Est-germanii aveau nevoie de adevăr după zeci de ani de teroare. În România însă, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Naționale, fiind totuși înființat de-abia în 1999. Sursele de informare pentru subiectul Stasi le veți găsi tot în descrierea clipului. Vom continua acum să vorbim despre Mossad. Mossad, sau Institutul de Informații și Operațiuni Speciale, este Serviciul de Informații Externe al Israelului. În traducere directă, Mossad înseamnă instituția. Așadar, Mossadul este una dintre cele trei instituții izraeliene care au ca rol principal culegerea de informații. Mossad se ocupă cu informațiile externe subordonat Ministerului Primului Ministru și aflat în strânsă colaborare cu Ministerul de Externe și cu Comisia Națională de Apărare și Siguranță. Shin Bet, Serviciul de Securitate Generală, este subordonat Ministerului Primului Ministru și este aflat în strânsă colaborare cu Ministrul de Siguranță Internă, Poliția sau Poliția de Frontieră și cu Comisia Națională de Apărare, iar scopul acestuia este acela de a securiza informatic și de a culege intelligence în plan intern. Aman, Comandamentul de Informații Militare subordonat șefului Marelui Stat Major al Armatei și Ministerului Apărării, conducătorii primelor două instituții, ambele fiind civile, au un statut comparabil formal cu al Inspectoratului General al Poliției și șefului Marelui Stat Major al Armatei. Comandantul Amanului poartă gradul de General Major. În afară de aceste trei instituții, mai există și servicii de informații cu caracter civil, specific instituțional, Serviciul de Informații ale Poliției, Ministerul de Finanțe,
ale băncii Israelului și al controlului de stat. Celebrul serviciu de spionaj al Israelului, Mossad, se consideră a fi fost implicat în fel și fel de misiuni devenite istorice, de la asasinate comandate de guvern la sabotaje de înaltă tehnologie. David Barnea a devenit noul șef al Mossadului, succesor direct al lui Yossi Cohen. Fostul șef al Mossadului, Yossi Cohen, a condus agenția timp de 5 ani, timp în care a fost implicat în discuțiile cu statele arabe din Golf, discuții care au rezultat în acorduri de pace semnate cu Emiratele Arabe Unite și cu Bahrain. Barnea a intrat în Mossad în 1996 ca ofițer de caz, conform unui studiu al adevărul.ro, iar din 2013 până în 2019, când a devenit adjunctul agenției de spionaj, a condus unitatea Tzomet, despre care media israeliană scrie că recrutează și coordonează agenți. Potrivit Haaretz, în calitate de șef al Tzomet, Barnea era responsabil de recrutarea de agenți operativi împotriva celor mai importante ținte ale Mossadului, Iran și Hezbollah. De ce este considerat Mossadul cel mai bun serviciu secret din lume? Israelul s-a văzut nevoit încă din prima zi de existență, de pe 14 mai 1948, să pună accent pe securitate, dat fiind teritoriul disputat de mii de ani și contextul extrem de tulbure. Noul stat s-a dotat de-a lungul timpului cu o armată puternică, dar și cu servicii secrete mereu în alertă și pregătite de diverse tipuri de operațiuni. Unul dintre aceste servicii este Mossad, sau, cum am spus și anterior, instituția, care operează în străinătate și răspunde direct în fața premierului. Acesta a fost fondat la 13 septembrie 1949 ca Institutul Central pentru Coordonare. Mossadul a devenit unul dintre cele mai populare servicii de spionaj din lume. Dând impresia că este capabil de orice, Agenția Israeliană de Informații Externe a captat mereu atenția, a devenit un subiect căutat, inspirând numeroase legende urbane, materiale de presă, producții literare și chiar cinematografice. Dar se spune că unele dintre operațiunile lor întrec chiar și imaginația regizorilor celebrului spion fictiv James Bond, cunoscut cu numele de cod 007, remarcă jurnalistul Tom Leonard într-un articol publicat în Daily Mail, în contextul asasinării omului de știință iranian în domeniul nuclear Mohsen Fakhrizadeh. Organizația temută și eficientă cu un nume pașnic, umbra Mossadului plasează în cazul acestui asasinat comis la 27 noiembrie 2020 lângă Teheran, suspiciunea că a fost alimentat atât din Iran, al cărui regim vede în eliminarea lui Fakhrizadeh mâna dușmanului său de moarte sionist, cât și din Israel. Asasinarea lui ar putea fi doar ultima din acțiunile legendare de tip Hollywood ale Mossad, o confirmare la nivel oficial a acestei operațiuni, nefăcându-se până în momentul de față, deși presa israeliană preia pe larg poze de la Teheran cu mesaje precum "Mulțumim Mossad", apărute pe străzi la câteva zile după eliminarea omului de știință. Nimeni din cercurile de informații nu are niciun dubiu că Mossad este responsabil de asasinarea lui Mohsen, creierul programului secret al armelor nucleare iraniene. Ingenios, îndrăznesc și înspăimântător de eficient, Mossadul are toate semnele distinctive ale unei organizații de temut, deși numele său este cât se poate de pașnic. Instituția, scria jurnalistul Tom Leonard. Alt aspect ce l-a făcut faimos pe Mossad este vânătoarea de naziști. De-a lungul timpului, oamenii Mossadului au fost implicați în fel și fel de misiuni devenite istorice, de la asasinate comandate de guvern la sabotaje de înaltă tehnologie. Au construit dispozitive letale și au dat lupte crâncene, se arată în materialul Daily Mail. Mijloacele folosite împotriva adversarilor au fost dintre cele mai ingenioase, de la pastă de dinți otrăvită, la telefoane explozive sau toxine letale. În prezent, băiatul rău este regimul islamic al Iranului, al cărui Ayatollah sau lider suprem repetă într-una moarte Israelului, moarte Americii. Dar până la oamenii regimului de la Teheran, țintele sale au fost la început palestinienii extremiști și fugarii naziști, potrivit sursei citate. De fapt, vânătoarea de naziști i-a adus atenția întregii lumi, mai ales prin capturarea lui Adolf Eichmann, nazistul care a condus și a organizat soluția finală, exterminarea a circa 6 milioane de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. Capturat în 1960 în Argentina, de un comando Mossad, Eichmann a fost condamnat la moarte și executat prin spânzurare 2 ani mai târziu în Israel. Potrivit jurnalistului israelian Ronen Bergman, autor al unei cărți despre asasinatele Mossad, agenția israeliană ar fi operat 2700 de operațiuni de eliminare în 7 decenii, un număr care probabil a crescut în ultimii ani.
Acum vom despica aspectele istorice așa zis întunecate. Meir Amit, care a fost director general al Mossadului între 1963 și 1968, afirma că Mossadul este ca gâdele oficial sau ca medicul din camera morții care administrează injecția letală. Acțiunile voastre toate sunt aprobate de către statul Israel. Când ucideți, voi nu violați legea. Voi executați o sentință aprobată de primul ministru în execuție. Cartea care face obiectul acestei recenzii poartă titlul de Gideon Spies, The Secret History of the Mossad și a fost publicată de editura St. Martin's Griffin din New York. Tradusă în 16 limbi și prezentată sub forma unui serial la canalul 4 al televiziunii britanice, cartea este rezultatul unor cercetări minuțioase pe o durată de 3 ani, în care autorului i s-a permis un acces fără precedent la persoane cheie din structurile Mossad. Gordon Thomas este un scriitor britanic cu 53 de cărți publicate până acum și vândute în 45 de milioane de exemplare pe tot globul, iar două au fost chiar ecranizate. Într-un interviu, autorul a mărturisit că nu ar mai scrie o asemenea carte despre spionajul israelian din cauza amenințărilor de tot felul primite de la diferite grupuri de interese. Autorul a fost sigur că va fi arestat pe aeroportul din Tel Aviv la plecarea sa din Israel, motiv pentru care a încredințat manuscrisul unor prieteni pentru scoaterea lui din țară. Asta explică poate de ce despre Mossad nu au fost publicate până acum cărți de referință, cum există despre alte servicii de spionaj ale lumii. Despre spionajul american CIA sunt publicate peste 200 de cărți, iar despre cel britanic cel puțin 51 de cărți în vânzare. Pe coperta cărții este tipărită următoarea concluzie. Aceasta este una dintre puținele cărți care a captat adevărata natura a guvernului Israelului și procesul de gândire al elitei politice izraeliene, spunea Ari Ben Menashe, care era consilier al primului ministru Itzhak Shamir. Inițialele Mossadului, din ebraică, sunt cele pentru spionaj etern, instituția care în traducere se cheamă Institutul pentru Coordonare, iar acesta, după cum am spus anterior, este pus sub jurisdicția Ministerului de Externe și al primului ministru. În caz de dezacorduri asupra oricărei cereri formulate Mossadului de către clienții săi, obiectul dezacordului este supus examinării primului ministru. Ben Gurion era primul ministru la înființarea Mossadului și afirma, referitor la organizațiile Shin Bet și Aman, că voi veți da Mossadului lista de cumpărături a instituției pe care o reprezentați, iar Mossadul va merge să obțină marfa cerută de voi. Ceea ce trebuie să știți este că nu este treaba voastră să știți de unde s-a cumpărat acea marfă sau ce preț a plătit Mossad pentru informațiile cerute de voi. Tot Ben Gurion a definit în scris ordinul de funcționare a Mossadului. Mossad va acționa sub conducerea mea, va lucra conform instrucțiunilor mele și va raporta direct mie. În concluzie, în orice acțiune a Mossadului trebuie văzută mâna invizibilă a primului ministru în exercițiu la acea oră. În acest context, autorul aduce detalii inedite despre Benjamin Netanyahu, cel mai tânăr prim-ministru din istoria Israelului. Fiind un om cu experiență în domeniul spionajului, se așteaptă din partea lui să știe cum funcționează din interior Mossadul, când să asculte, cât de departe se poate merge în acțiuni externe, etc. De la început însă Benjamin Netanyahu și-a uimit ofițerii cu o lungă experiență în spionajul extern prin amestecul lui în detaliile operaționale. La început a fost interpretat acest amestec ca fiind un zel exagerat, dar lucrurile au devenit alarmante, când nu doar primul ministru Netanyahu, dar și soția sa Sara dorea să privească în spatele paravanului de protecție al Mossadului. Sara invita în locuința ei privată ofițeri superiori ai Mossadului pentru a răspunde întrebărilor ei, argumentând că ea urmează exemplul lui Hillary Clinton, când era prima doamnă și se interesa despre acțiunile CIA. Sara Netanyahu a cerut să vadă profilul psihologic al conducătorilor lumii pe care ea și soțul ei aveau să-i viziteze sau să-i primească în vizite de stat. A cerut în mod special detalii despre activitățile sexuale lui Bill Clinton. A mai cerut de asemenea să vadă dosarele ambasadorilor Israelului, ale căror ambasade urmau să le fie gazde călătoriile lor externe. Amuzați de cererile ei, ofițerii Mossadului au replicat soției primului ministru că obținerea unor asemenea de informații nu intră în atribuțiile lor de serviciu. Mossadul, de asemenea, face chiar pe SUA părtașă la Holocaust.
Detalii și mai neașteptate s-a dus în această carte în privința primului ministru Itzhak Shamir, a cărui conducere a explodat scandalul Jonathan Pollard, ofițer al marinei militare americane, prins spionând pentru Israel. Acest prim-ministru avea o teorie potrivit căreia SUA era un cadrul părților responsabile pentru holocaustul evreilor din timpul războiului. El era convins că președintele Franklin Roosevelt ar fi trebuit să cadă la învoială cu Hitler pentru înlocuirea Angliei cu Germania în Orientul apropiat, ca răsplată Hitler ar fi permis evreilor germani să emigreze în Palestina și holocaustul nu s-ar fi petrecut niciodată. Oricât de neverosimilă este această teorie, ea a înveninat vederile lui Shamir privind America până aproape de ură. El a ordonat Mossadului ca gest de bunăvoință să trimită în URSS o parte din cele 500.000 de pagini secrete furate de Jonathan Pollard din SUA. Shamir spera că acest gest va ameliora relațiile Israelului cu URSS. Documentele furate cuprindeau informațiile la zi ale americanilor privind apărarea spațiului aerian sovietic, precum și evaluările anuale ale CIA, ale întregii capabilități de război a URSS, fotografii din satelit, interceptări de comunicații și rapoarte ale agenților CIA din interiorul URSS. Când Nahum Admoni, directorul general al Mossadului, a avertizat pe Shamir că în transmiterea acestor rapoarte va permite în mod sigur sovieticilor să captureze pe spionii americani din URSS, primul ministru Shamir a ridicat cu indiferență din numeri. Același prim-ministru apare în carte implicat în asasinarea lui Robert Maxwell, proprietarul ziarelor Daily Mirror din Londra și Mariv din Tel Aviv. În decursul anilor, Maxwell devenise un agent de influență major al Israelului în Occident. Pe iahtul său, șeful Mossadului, Nahum Admoni, l-a întâlnit în secret pe Vladimir Khrushchev, șeful KGB, în anul 1990, înaintea loviturii de stat contra lui Gorbaciov. Khrushchev venise în numele conspiratorilor de la Moscova să pună Israelului următoarele. Mossad va uza de influența sa în SUA și Europa pentru recunoașterea noului guvern ce se va instala după debarcarea lui Gorbaciov. La schimb, Khrushchev promitea Israelului libera emigrarea evreilor sovietici. Un an mai târziu, la 30 septembrie 1991, când Khrushchev se afla la închisoare pentru eșecul complotului, Robert Maxwell amenința Mossadul că va dezvălui secretul întrevederii lui Khrushchev cu Admoni de pe iahtul său, dacă nu-i se returnează milioanele de dolari furate împreună din fondul de pensie al jurnaliștilor de la ziarul Mariv din Tel Aviv. Urmarea acestui șantaj, Robert Maxwell este ucis. Cartea explică succesul constant al Mossadului în culegerea de informații la scară mondială prin inventarea Sayanimului de către Meir Amit. În traducere din ebraică, Sayamin înseamnă ajutor voluntar de la evrei. Fiecare Sayan a fost și este un exemplu al coeziunii istorice a comunității evreilor din lume. Indiferent de jurământul de credință al evreului față de țara în care se află, în ultimă instanță un evreu va admite existența unei localități mai mari, cea mistică față de Israel și a nevoii de a ajuta Israelul contra dușmanilor săi. Sayanim a îndeplinit multe funcții. Un Sayan care lucrează la o firmă de închiriat automobile va furniza unui ofițer Mossad un vehicul fără acte legale necesare închirierii. Un Sayan de la hotel va oferi cazare fără actele de rigoare. Un bancher Sayan va descuia ușa băncii în afara orelor de program și va furniza banii necesari. Un medic Sayan va acorda ajutor medical tratând o rană de glonț fără informarea poliției. Sayanii nu primesc bani decât pentru acoperirea cheltuielilor generate de serviciile lor. Restul efortului lor este strict voluntar și gratuit. Ei colectează date tehnice și tot felul de informații la vedere. Un zvon aflat la o petrecere selectă, o știre de la radioul local, un paragraf dintr-un ziar, o poveste cu tâl la o cină din lumea bună. Sayanii oferă gratuit și voluntar piste noi de investigații pentru Mossad. În anul 1998 erau 4.000 de persoane Sayan în Anglia și aproape 16.000 în SUA. Vaticanul se consideră a fi cel mai mare adversar al Mossadului, căci un Sayan care lucrează ca mic funcționar la un bogătaș creștin din Roma face o copie în anul 1979 pe un document primit de la Vatican de stăpânul lui. Era o propunere al papei Ioan Paul al II-lea către ONU de transformarea Ierusalimului în oraș internațional patrulat de căștile albastre ale trupelor ONU și în care Vaticanul urma să aibă răspunderea tuturor lăcașilor de cult creștin. În câteva ore, acest document ajunge pe biroul lui Menachem Begin, primul ministru al Israelului, unde provoacă consternare. Conducătorii Israelului se temeau cel mai mult de acțiunile Vaticanului, după cum se declară primul ministru Golda Meir. Sunt fascinată de structura marxistă a papalității.
În primul rând este puterea ei financiară, care e aproape fără precedent. Apoi papalitatea acționează fără partide politice sau sindicate. Întregul aparat este organizat pentru control. Curia romană controlează episcopii, episcopii controlează clerul, clerul controlează pe laici. Cu multitudinea lor de secretariate, comisii și structuri, papalitatea este un sistem croit special pentru spionaj și informare. Israelienii sunt permanent cu ochii pe Vatican pentru că știu că au un adversar de temut cu peste 500 de ani de experiență informativă. În plus, Vaticanul este ostil Israelului și un prieten declarat al palestinienilor. De aici, eforturile constante din partea Israelului de a găsi cu Vaticanul un modus vivendi. Președintele Ronald Reagan a stabilit cu Papa Ioan Paul al II-lea un acord fără precedent în istoria SUA, în baza căruia Papa va fi complet informat în toate aspectele politice americane pe plan militar, politic și economic. Concret, în fiecare vineri, la orele 20, șeful rezidenței CIA din Italia aducea Papei ultimele secrete obținute de SUA de la rețeaua de sateliți și de la dispozitive de ascultare electronică sau de la agenții CIA din lume. Niciodată în cei 500 de ani de istorie diplomatică nu a fost mai implicat Vaticanul în acțiuni internaționale ca în timpul Papei Ioan Paul al II-lea. La 13 mai 1981, Papa era să fie ucis pentru activismul său prin atentatul comis de turcul Mehmet Ali Aga. Mossadul a aflat din acțiuni proprii cine a ordonat turcului Aga să comită atentatul la viața Papei și a comunicat Vaticanului rezultatul investigației sale. Atentatul a fost pregătit în detaliu la Teheran, cu aprobarea și sprijinul ayatolului Ruhollah Khomeini, care vedea în asasinarea Papei prima salvă în războiul contra Occidentului și a valorilor sale, pe care Khomeini le considera aprobate de cea mai mare biserică creștină a lumii. Drept justificare erau citate la Teheran cuvintele Papei la o întrevedere de la Roma: ceea ce învață pe oameni Coranul este agresiune, ceea ce învață noi pe oameni este pacea. Desigur, natura umană distorsionează orice mesaj trimis de religie, dar în pofida faptului că oamenii pot apuca pe căi greșite din cauza viciilor și obiceiurilor rele, creștinătatea aspiră la pace și iubire. Dacă se începe prin propovăduirea agresiunii la întreaga comunitate, se va săvârși prin cultivarea elementelor negative în fiecare om. Se știe unde duce asta, asemenea, oamenii vor asalta violent. Papa a reacționat prompt la aflarea veștii și a surprins întreaga lume prin vizita sa inopinantă la închisoarea din Roma, unde era încarcerat Aga. Turcul a afirmat că a pornit de la Teheran. Asta a influențat atitudinea Papei față de Islam și față de Israel. În mod frecvent, Papa va prezice în cercul lui intim de la Vatican că noul conflict al lumii nu va fi dintre Est și Vest, adică dintre SUA și Rusia, ci între Islamul fundamentalist și creștinătate. În decembrie 93, Papa Ioan Paul al II-lea a recunoscut statul Israel și a stabilit relații diplomatice cu acesta. Asasinarea lui Itzhak Rabin, un mister. Acesta este un capitol surprinzător al cărții pe care o tot enunțăm, și anume asasinarea lui Itzhak Rabin de către Yigal Amir, un renumit jurnalist. Barry Chamish a strâns și a publicat pe internet toate rapoartele medicale și balistice, precum și dispozițiile făcute de tribunal de cei care îl pozau pe Rabin, de medicii care au încercat să-i salveze viața și interviurile luate israelienilor din comunitatea de informații. Concluziile erau șocante. Teoria unui asasin acceptată de comisia de anchetă a guvernului este falsă și are scopul acoperirea unui atentat regizat cu acordul primului ministru, atentat proiectat să eșueze, dar să facă popularitatea în scăderea lui Rabin cu electoratul Israelului. Yigal Amir a acceptat față de stăpânii săi din comunitatea de informații să joace rolul de pușcaș unic. Amir a fost echipat cu gloanțe oarbe și a tras un singur foc, nu trei cum se credea. Itzhak Rabin nu avea sânge în el, a mers fără sprijin pe picioarele lui la automobilul care îl aștepta. În timpul cursei stranii spre spital, Rabin a fost împușcat de două ori cu gloanțe adevărate, care au fost trase din pistolul propriului său bodyguard, Yoram Rubin. Arma s-a dispărut la spital și nu a mai fost găsită vreodată. Rubin avea să se sinucidă ulterior. Independent de ancheta lui Chamish, există dispoziții sub atare de jurământ care susțin acuzația lui Chamish că ce s-a întâmplat acolo este profund ascuns și conspirațional. La proces, Yigal Amir a declarat că dacă spun întregul adevăr, tot sistemul se va prăbuși. Cunosc destul pentru a distruge această țară. De asemenea, se consideră că Mossadul știa cine a omorât-o pe prințesa Diana. Cele mai fascinante pagini ale cărții de față rămân totuși cele privind moartea prințesei Diana.
Mossadul recrutase din serviciul Israelului cu câteva zile înaintea decesului Dianei pe Henri Paul, șeful agenților de pază și supraveghere informativă de la hotelul Ritz din Paris, care va duce cu el în mormânt atât pe Diana cât și pe fiul proprietarului hotelului Ritz. Este o lungă listă a indiciilor unei conspirații contra Dianei și autorul le înșiră pe toate în mod metodic și fără menajamente. Acum, pentru a închide acest subiect, amintesc și alte subiecte incendiare abordate de autor în această carte, precum faptul că Vaticanul și mafia italiană au strâns peste 200 de milioane de dolari pentru sindicatul polonez Solidarnost, bani care erau furați de la Mossad pentru finanțarea operațiunilor lor negre. Mossadul avea în anul 1998 o echipă de ofițeri asasini de 48 de persoane, dintre care 6 erau femei, media lor de vârstă fiind de 25 de ani și erau în perfectă condiție fizică. Israelul, așadar, este a patra putere nucleară a lumii cu un arsenal de 200 de bombe atomice. Sursele informațiilor le veți găsi în descrierea videoului. Așadar, vom continua cu alt serviciu secret.